A făcut atacul de panică în noaptea, era mama cu el. Zicea că rămâne fără aer, nu mai poate să respire. Și numai din clipa aia s-a șters. Cam așa a început totul. Diagnosticat cu cancer de sânge, poartă povara unei copilării trăite mai mult prin spitale decât pe acasă. Cancerul face ravagii în viața lui Lucas, răpindu-i bucuria, copilăria, viața. Am observat la Lucas că s-a îngălbenit, buzele erau galbene, unghiile. L-am verificat și mi s-a părut că și-a slăbit un pic. Și am decis să-i facem niște analize la Timișoara. Când a ajuns în fața spitalului, el a leșinat. Apoi le-a făcut repede niște analize de sânge, avea hemoglobina scăzută la 5 și medicii ar bănui ce este, l-ar urca direct sus la lui Sturcanu și l-au internat direct pe loc. Cam așa a început totul. A început tratamentul cu citostatice, a început și reacțiile adverse din cauza tratamentului. Am văzut și eu atunci când am fost la voi la spital. Aia a fost una dintre ele, a avut cam trei episoade cu reacții adverse. Lucas este un copil de 13 ani care nu își poate permite să plătească cheltuielile aferente spitalizării. Băiatul are nevoie de tot sprijinul tău, fără de care nu va putea să se ridice și să meargă mai departe. Dragii mei, să-l purtăm în rugăciunile noastre pe Lucas și cei care doriți să-l ajutați în continuare are nevoie de suportul nostru financiar. Intrați pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, acolo puteți face donații pentru Lucas și împreună putem să îl ajutăm să aibă toate resursele financiare să poată să ducă lupta aceasta cu această cumplită boală, leucemia.